Asemenea, fenomen lingvistic apare destul de rar în, la noi. Probabil l-a mai avut Ion Creangă. Este foarte bun. Foarte bun ca scriitor. Eu nu vorbesc prostii, dar este scriitor. Are religia scrisului, este ceva fantastic. El mi-a spus niște lucruri pe care numai poeții și mari poeți, nu dau nume acum, și poete, mi le-au spus. M-am întâlnit cu un scriitor profesionist, domnul Fonfon, sau Fanfan. Noi avem un coleg care este... avem ceva comun. Domnul Fanfan, veniți puțin. Domnul Fanfan mi-a vorbit în mod uimitor despre condiția dezastroasă a scriitorului în România, nu? Da. L-am întrebat, domnule, cum treci ca scriitor? Zice, destul de prost, domnul Dinescu. Domnul Fanfan e un mare dizident pentru că el a subminat regimul comunist, adică ai furat de la stat, bănuiesc, când ai furat. Această carte am scris-o la Pârnaie. Da. Gastra. Așa se cheamă Casa Scriitorilor. Mi-a părut bine, deci ne vedem după aia și facem schimb de... Facem schimb de probleme, da. Scrisul înseamnă totul pentru mine, că dacă nu mă apucam de scris, nu știu sfârșitul vieții mele care era. Am apucat ceva care fac cu cea mai mare plăcere din suflet. Am o plăcere enormă de mare când mă apuc de scris. Tatăl meu a fost gropar. Noi am fost mulți copii, 12 copii. Am făcut grob de la 13 ani. Sunt minte odată că m-a pus ca să dau mortul cu el în groapă, că lipsa colegului. Și cu frânghile, când am condus mortul de pe groapă și criul ca să-l dau în groapă, mâinile mele firave, mi s-a alunecat frânghile și o sări mortul de sicriu, vine sicriu în cap asta. Pe mine m-a impresionat extraordinar faptul că, deci, stând în pușcărie, făcând găinăriile astea, care, nu știu, nu știu exact, dar și am impresia că sunt mici. Omul ăsta făcea versuri, domnule. Învăța versuri. Învăța Luceafărul. Chestia cu Luceafărul e ceva confuză acum în amintirea mea, dar știu că o învăța jumate sau era ori vorba despre el, ori despre altcineva și că suferea foarte mult că nu poate să învețe cealaltă jumate pentru că nu avea textul sau nu era ăla care trebuia să îl învețe și trebuie mutat în altă pușcărie de abia ca să învețe jumătatea cealaltă. Acolo e mansarda mea. Asta e postolul meu, eu. Am pâine aici, mă simt fericit cât am mâncat. Cuvântul meu de onoare. Știți unde există bogăția cuiva? Aici, în căpățână. Și omul, dacă îi deștept, câștigă mult. Și pe cine iubesc din lumea asta? Pe Nicolae Iorga, pe Leonardo da Vinci și pe Nicolae Titulescu. Deștept, oameni. Știți că eu câteodată dau la câte un pomanar, un pahar de vin și spun așa, băi, sufletul Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a fost un băiat deștept care a făcut ceva care omenirea asta, dacă se mai naște de două ori, tot nu o să facă ce a făcut el. Foarte mult se face, da.
și Leonardo da Vinci, că avea o înfățișare, el când compunea și când se expunea în anumite probleme de a se inspira în sculptură, matematică, compensație fizică și multe probleme, el avea o transformare a vieții. Și omul deștept și care pătrunde mult cu gândirea spre absolut, își schimbă făptura vieții. Și de asta îl iubesc. Câteodată îl vedeai într-un fel și altă dată îl vedeai în alt fel. Nu-i firesc, e pe bune. Da. Texasul era secția cu cele mai înrăite reptile, cu recidiviști, cei mai turbați și periculoși. Acolo era adunată toată gama de cobre veninoase, cei mai ciumezi, îmbârligători și periculoși de sinuși din toată țara. Chiar și pentru niște carași destul de ruginiți din celelalte bărăți, era periculos de a face combinații cu o reptilă de pe Texas, fiindcă acolo se știau cele mai versate metode de a te face să pui botul la niște surele și cele mai perfecționate și perfide metode de a te fraieri. Până și toate pârnăii se temeau de Texas, fiindcă jivinele de acolo îi țineau pe țeagă numai în alarmă și în șesturi. Nici conducerea priponului formată dintr-o care comuniști sadici nu a reușit să vină de hac reptilelor. Atunci s-a apelat la cel mai mare smardoi și ciumec pușcăriaș, Cezar Nichita sau împăratul Cezar, cum îi spuneau majoritatea. Felul cum mănuiește limbajul fanfan este el însuși. Probabil că la noi acest sector nici nu a fost exploatat, el vine pe un teren virgin, dar vine cu un talent teribil. Îmi place Mihai Vasilcă pentru libertatea de limbaj totală, am mai spus-o și cred că la mulți le place asta, dar unii pudibondoci, le spun eu, așa se fac, că, adică le jenă și îl perie sau îl atenuează, ceea ce e o greșeală. Noi suntem o literatură care încă nu s-a obișnuit cu toate cuvintele, care în Franța, de exemplu, nu mai supără pe nimeni, e o banalitate. Și-am pățit o foarte mare nenorocire. M-a agățat o gagică și m-a dus picanta. Păi ce, cu caiet de poezii, cu 92 de poezii și mi-am pierdut opera. Nu știu dacă am să o găsesc vreodată. Și o rog pe femeia aia să-mi aducă opera înapoi. Am învățat mai multe poezii despre el, dintre care și Luceafărul. Luceafărul l-am învățat foarte greu, nu greu, că am pățit un necaz la viața mea. Eu am la o facultate, eu îi spun Sorbona, în Colibas. Când eram acolo, eu am găsit niște foi de-a lui Luceafărul, care e în clasa nouă. S-am apucat să citesc 53 de strofe. Care a 53-a strofă spune așa, cum vânătorul întinde în crâng la păsările lațul, când se întinde brațul stâng să mă cuprins cu brațul. Acel om care a făcut controlul mi-a luat Luceafărul, l-a rupt și l-a fărâmat în picioare și eu plângeam ca un copil, am plâns, domnul meu. Și cu timpul anilor, în pedepsele mele care le-am mai avut pe parcurs, am învățat rost restul strofilor și mă simt atât de mare că știu 98 de strofe. Are cu Chistoc sau o țigară? Că sărac, aș fuma și o țigară. Să nu frumos, no. Dă-mi și mie o țigară. No. Sunt ca șbec, am o foame din amul de dormit la noapte. Hai, te rog, dar nu, că vea de tăi, stai. Am să mergem la bar, dau la pace în socotele.
poate ceva fabulat vechinul pușcăriilor. Acum nu mă simt un rechin, mă simt un îmblânzit al pușcăriilor. Când dau colțul eu, caseta asta rămâne în arhivă?